Partenerii emisiunii: Oasis Shopping Mall. Echivalența. Doina, participanta de astăzi, o mămică în concediu de maternitate cu care am avut o plăcere deosebită să lucrez, foarte gata și dispusă de orice experiment. Tocmai de asta mi-a fost foarte simplu să lucrez, nu a avut întrebări suplimentare sau nu multigene, nu, să nu fie foarte accentuat, și din acest motiv am putut să creez așa la voie. Sper că mi-a reușit să îi pun în valoare atât trăsăturile, cât și să-i ofer o experiență și un look total diferit de ceea ce a putut să aibă până în prezent. Adică eu știu că ea poartă machiaj la evenimente speciale, se machiază zi de zi atunci când are posibilitatea. Și de asta chiar îmi doresc să fie o experiență nouă sau un stil de machiaj nou pentru ea. Experiența mea cu Doina a fost una foarte plăcută. Am știut că am surprins din start când am văzut părul ei natural. Era destul de dispusă spre schimbări. Am discutat pe parcurs și am văzut că este foarte flexibilă și am hotărât să-i dau careva luminozitate în păr, niște nuanțe așa mai jucăușe. Din câte am înțeles, a rămas foarte satisfăcută, chiar destul de surprinsă. Și la nivel de tunsoare, la fel, am ales careva linii drepte, minimaliste, fără scări, fără prea multe complicații, care sper că să o ajute și în rutina ei zilnică, o să fie mult mai ușor să-și aranjeze părul, pentru că are o podoabă capilară destul de voluminoasă. În rest, sper să poarte această vopsire și să-și aducă aminte de noi cu mari emoții și satisfacție în suflet. O nouă săptămână frumoasă și plină de transformări, pentru că și astăzi am făcut o transformare de 100%. Fetele, specialistele din proiect au insistat să le aduc o participantă cu păr natural, lung, ca să aibă ce să lucreze. Eu le-am respectat dorința. Veronica a făcut magia de final. Tu ai făcut ceea ce ai dorit tu în sfârșit, fără ca nimeni să-ți spună bețe roate. Mie îmi place tare mult ce a ieșit. Știu că Doina are emoții tare mari, așa că haideți să o susținem și să o invităm aici în față la oglinda noastră magică. Doina? Pur și simplu chiar sunt fără cuvinte. Și vedeam eu coada ochiului ceva cu o nuanță, ceva interesant, dar nu puteam să imaginez cum o să-mi stea, dar îmi place, chiar îmi place, îți mulțumesc mult. Te prinde foarte bine și măicajul. Doamne! Veronica, mulțumită de comentariu. Da. Mulțumesc! Și mă bucur că îți place. Și ținuta, niciodată m-am gândit că se poate de combinat cumva toate aceste elemente, cămașă cu asemenea pantaloni. Da, și din nou, asemenea articol nu este despre mine, însă oricum toate așa în combinație se combină mult. De asta ai ales să vii la emisiunea noastră și noi ne bucurăm că ne-ai ales. Mă vedeți din nou în fața micilor ecrane, înseamnă că avem o nouă ediție cu stil. Povestea de astăzi o să vă placă tare mult, este una deosebită ca și participanta noastră. Noi am cunoscut-o, dar vrem să vă facem și vouă o cunoștință, să o cunoaștem împreună. Ce ar însemna pentru tine fericirea ta cu tine?
Fericirea mea cu mine, pe moment e greu de spus, pentru că nu prea o pot să o simt. Dar probabil ar fi ceva personal pentru mine, nu știu, o vacanță, o ieșire. Vreau să ne spui ce te-a determinat să vii să faci o schimbare la noi. A fost, de fapt, inițiativa fiicei mai mari, care, privind uneori emisiunea, a zis, mami, hai să încercăm. Și ea m-a provocat, de fapt. Fetelor, vreau să vă mulțumesc pentru că încă o transformare am realizat cu succes. Este tare wow ceea ce ne-a reușit astăzi. E ceva radical ceea ce în sfârșit ne-am dorit să facem. Tatiana este eroina din acest episod. A fost un episod plin cu de toate. Emoții, curaj și multe zâmbete însoțite de copilași și participante care și-au susținut mămica din prima oră a filmării. Am descoperit-o și are o poveste fantastică. Vizionare plăcută! Bună ziua! Mă numesc Tatiana. Despre emisiunea Madame am aflat de la televizor ca și oricare personalitate. Ideea a fost, cum am spus și mai devreme, fiica mea a privit câteva secvențe și i-a părut ceva interesant, a zis, mama, hai să încercăm. Mi-ar plăcea să fac o schimbare, ceva cu ajutorul persoanelor care vin din domeniu, pentru că, bine, eu singură am mers eu la salon, dar ceea ce vrea e acolo îți face. Nu a fost cu ajutorul stiliștelor, cum se face de obicei și, desigur, că ca și orice doamnă, aș vrea ceva mega frumos să fie. Dacă să vorbim despre transformare, despre schimbare, bine, nu cred că sunt adeptă la culorile extravagante și de asta aș vrea ceva așa calm, liniștit pentru vârsta mea pe care o am și postura de mamă. Astăzi am cunoscut-o pe Tatiana, o mamă desăvârșită. Astăzi am avut o emisiune deosebită pentru că pentru prima oară în emisiune au fost două fetițe. A fost doamna Tatiana și fiica ei, Denisa. Nouă ne-a plăcut să interacționăm cu ambele și vreau să vă povestesc că Tatiana este o mamă adevărată, o mamă dedicată și o femeie care își dorește foarte mult să fie exemplu pentru fetele sale. Cu ocazia asta mulțumesc fetiții cele mari care a îndemnat-o pe mama să ajungă neapărat la emisiune și ca să se transforme, să iubească și mai mult pe ea. Îmi place foarte mult că Tatiana împreună cu soțul ei pune accentul pe încrederea în sine vizuală a fetițelor și se străduiește să le oferă foarte multă dragoste. Inclusiv o să vedeți parcursul emisiunii cum cu mare drag, cu mare grijă Denisa și cu Tatiana sunt foarte conectate. La fel, noi am descoperit că încrederea în sine poate fi șlefuită ca un diamant, de aceea am lucrat cu convingerile din interiorul ei. Am recomandat câteva convingeri să fie modificate pentru ca viața să fie savurată în fiecare zi. Te salut cu mare drag, Tatiana! Mă bucur că ești aici, la mine în cabinet și să le spunem celor de acasă că noi am avut discuția noastră deja de terapie în care am discutat mai multe detalii, așa că cu mare drag vreau și ceilalți să te cunoască. Povestește-ne câte ceva despre tine. Bună ziua, mulțumesc pentru această oportunitate și cum ați spus, sunt Tatiana. Ideea de a veni la această emisiune a fost a fiicei mai mari, care zis că, mami, tu ești frumoasă, dar hai să mergem să mai vedem ceva schimbări, să facem poate în vestimentație, poate, nu știu, adică ceva... Ce vârstă are fiica dumneavoastră că a venit acest gând? 9 anișori. Wow! Dar ea este un pic mai apropiată de
modă, da, dacă pot să spun așa, chiar a absolvit și o școală de modeling și adică cumva ea vedea altfel lucrurile decât mama. De ce anume emisiunea noastră? De ce? Tot ea urmărea sau dumneavoastră? Nu, urmărea ea, dar ideea că este o admiratoare a posturilor de televiziune naționale, să zic așa. Ce de plăcut, extraordinar de plăcut. Deci noi datorăm această transformare, inclusiv transformarea asta psihologică, datorită prințesei dumneavoastră cele mai mari. Da. Ea a fost motorul care m-a... M-a mișcat așa, să zic. Eu undeva vroiam și eu, dar nu eram destul de sigură că, uite, asta e pentru mine. Dar cu ajutorul fiicii sunt aici. Noi, între timp, am discutat cu Denisa, cu fetița cea mică, pentru că am înțeles că ești mama două fetițe. Povestește despre fetițele tale. Fetițele mele sunt cele mai bune, cele mai frumoase, cele mai bravo. Ce vârstă au ele? Cea mică 2, da. Și cea mare 9. Deci 9 și 2 ani. Da. Ce a fost important pentru voi ca părinți să introduceți în educația fetelor? Ce introduceți ca prioritate în educația fetelor, Tatiana? Îndrăzneala, pentru că cine este îndrăzneț obține multe în viață. Cei 7 ani de acasă, nu știu, pe partea de studii la cea mare, adică de cunoștințe, ceea ce ține de dezvoltarea fizică. Vorbești despre sport, da, sau despre imagini, despre ce? Despre sport. Adică într-un corp sănătos și mintea ei sănătoasă, și ce ține de cunoașterea, la fel mă refer la cea mare, cunoașterea limbilor străine. Pe moment, când a fost mai mică, a fost accentul doar pe distracții, adică activitățile și sunt distracții. Cea mică încă e mică. 2 ani, da. Da, și dar care e accentul în educație ei acum? Acum, accentul este dezvoltarea vorbirii, prietenia sau nu știu. Cu alți copii, pe teren, mergi la grădiniță sau urmează? Urmează, da? Vă pregătiți. Da, urmează. Îți faci griji ca mamă cu adaptarea la grădiniță? Sincer, da, pentru că ambii copii sunt foarte dependenți de mine și perioada de la început e foarte grea și pentru ele și pentru mine. Noi să zicem că Denisa este aici, dacă o auzim glasul mamei tare plăcut, să știm că Denisa este aici undeva lângă noi. Și ce grijă îți faci atunci când te gândești la prințesa ta să urmeze adaptarea asta la grădiniță? Sincer, mi-e frică permanent ca să las copiii cu persoane străine sau chiar... Ai senzația că pot fi în pericol, da? Deci cumva elementul ăsta de pericol există, da? De ce zic acest lucru? Pentru că noi cu tine am făcut testul și am înțeles că ești o persoană hiperresponsabilă. Wow! Și iată, conexiunea voastră cu Denisa, să vede, este foarte frumoasă. Dar noi acum o să discutăm despre faptul că unele mămici, așa ca și tine, își fac prea multe griji, da? Deci atunci când vrei, copilul tău să fie în maximă siguranță. Și eu îți propun, până când voi faceți acum un cuplu frumos, să îți dau câteva cuvinte și tu să le descifrezi așa cum simți tu, ok? Da. Ce înseamnă pentru tine fericire? Fericire? Da. Wow. Copii sănătoși, părinți, o familie frumoasă, cu, nu știu, ieșiri, plimbări. Însuși, eu am spus, pentru mine contează lucrurile mărunte, nu atât materiale și mărețe. Adică, nu știu, o plimbare în parc cu familia deja e pentru fericire. Fericire, da.
Dar vreau aici, la termenul de fericire, să te întreb ce înseamnă pentru tine fericirea ta cu tine. Pentru că când ai descris fericire, ai descris, o știi, toți grămadă, familia, casă, deci toți împreună. Ce ar însemna pentru tine fericirea ta cu tine? Fericirea mea cu mine, pe moment, e greu de spus, pentru că nu prea o pot să o simt. Dar probabil ar fi ceva personal pentru mine, nu știu, o vacanță, o ieșire cu cineva, da, chiar și cu persoana, soțul mă refer, persoana de lângă mine, da, în doi. Cred că așa ar fi fericirea. Cuvântul numărul 2 care vă-l propun este cuvântul eșec. Cum l-ați caracteriza cuvântul eșec? Eșec. Da. E greu de spus. Ceva, nu știu, un gând, o acțiune care nu ar merge, un plan dat peste cap. Uh-huh. Dar ce înseamnă succes, Tatiana? Succes este, în zilele noastre, tot. O realizare care contează. Da, pentru dumneavoastră personal, ce realizare o să o identificați? Iată, asta pentru mine e succes. Copii. Un exemplu. Ce înseamnă copii? Deja aveți copii. Copii când ce o să fie? Probabil ceva legat de carieră. Uh-huh. O avansare. Uh-huh. Avansare. Uh-huh. Eu vreau să menționez că aceste trei cuvinte povestesc despre convingerile noastre, da? Cât de mult sau cât de calitative ele sunt în interior. În cazul dumneavoastră, ca și în cazul foarte multor mame perfecționiste, fericire reprezintă toți împreună. Copii, ieșit în parc, timp împreună cu toți. Și de ce am făcut specificul ăsta, ce ar însemna și fericire individuală, da? Aici gândiți foarte calitativ, foarte pe valori de familie și pe valori de copii și aici vă zic cumva bravo, extraordinară convingere. Cuvântul numărul 2, eșec, dumneavoastră ați caracterizat-o ca gânduri, acțiuni neplăcute sau planuri care s-au dat peste cap, da? Deci privind eșecul ca ceva negativ. Oamenii care privesc eșecul ca o dezamăgire, gânduri negative, evident că orice lucru mărunt care se întâmplă în viața noastră, pentru că ni se întâmplă multe, știți? Ca și cum ne oferă foarte multă tensiune. De aceea vreau chiar acum să transformăm cuvântul eșec în ceva pozitiv. Cum ar fi eșecul ceva pozitiv pentru noi? Pentru că oamenii în mediu, știți de câte eșecuri au nevoie ca să fie sigur pe ei? Multe. 2000 de eșecuri, mari și mici. De la faptul că am întârziat la avion, de la faptul că ceva n-am reușit, de la faptul că am lucrat un an întreg și proiectul n-a mers. Deci, un anumit număr de eșecuri este absolut sănătos și necesar pentru oricare. Dar sunt oameni care evită total eșecurile și în special oamenii perfecționiști care strădă să analizeze foarte mult în cap ca să fie siguri, da? Dar siguranța nu neapărat totdeauna e necesară. Cum altfel ați transforma cuvântul eșec în unul pozitiv? În pozitiv? Da. Iarăși o realizare. Realizare, succes. Da. Eșecul poate fi o lecție de viață. Da, o lecție de viață. Eșecul poate fi o posibilitate de a schimba formula de realizare. Dacă ceva nu s-a primit, înseamnă că trebuie să învăț un pic. Eșecul poate fi o oportunitate de a învăța mai mult. Eșecul poate fi o posibilitate de a vedea și altă perspectivă. Eșecul poate fi un upgrade a propriei persoane. Deci, de aceea, eșecul, în general, trebuie privit ca o oportunitate de evoluție. Și ultimul cuvânt, succes. În cazul dumneavoastră, vă puneți un target super mare pentru succes. La fericire aveți foarte calitativ elementul ăsta de mă gândesc la lucrurile simple. Succesul tot constă din lucruri simple. Succesul poate fi faptul că am avut o zi în care am avut timp pentru mine. Sau succesul poate fi un plan a unei zile care s-a realizat așa cum am vrut. Succesul poate fi oameni dragi cu care am stat seara la masă. Vreau să vă gândiți la succes ca la ceva super aproape și foarte palpabil. Și așa, subconștientul dumneavoastră o să simtă că în fiecare zi este bucurie și fericire. Este un succes. Da, dar nu elementul ăsta undeva foarte departe, când eu o să fiu super realizat în viitor, atunci o să fiu fericită. Am înțeles. Reformulați cuvântul succes în unul mai simplu, Tatiana.
Bine. Chiar și prezența acum în la emisiune, da? Împreună cu Denisa, cu ajutor, este un succes. Noi am vorbit despre convingeri și la final vreau să vă întreb ce vreți neapărat din aceste trei cuvinte să transmiteți fetelor voastre în educație? În educația... În educația lor, da. Din... Ce prioritar? Fericire, eșec sau succes? Eu cred că toate trei. Mm-hmm. Pentru că, chiar cum ați spus și dumneavoastră, și același eșec e o lecție de viață și deja o să fie clar pe viitor cum trebuie să acționez mai departe ca să vină succesul. Absolut. Eu vă mulțumesc pentru conștientizări. A fost o discuție dublă. Noi, vreau să vă spun, niciodată n-am avut doi participanți odată și noi am făcut față. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Mersi mult, Denisa. Mersi. Hai-ți palma. Bravo. Sunt pentru prima oară la psiholog și nu am avut așa posibilități ca să fac teste, să-mi cunosc însuși personalitatea. Credeam că duc totul sub control, dar nu este chiar așa. Mi-a plăcut și aș recomanda și la alte persoane să se adreseze la psiholog ca să-și poată vedea aturile și părțile negative. Daniela, participanta de astăzi este Tatiana, are 36 de ani și cred că o să fie interesant de lucrat cu ea dacă... Ne uităm aici la aceste capete interesante. Da. Nu știu cum tu ai timp să-ți faci o idee, dar ce țin de machiaj, văd că așa, avem tatuaj la sprâncene. Așa, în rest, cred că deja o să văd în timp real ce o să fac, da? Adică la moment nu pot să mă pronunț, avem trăsături bine conturate ale feței, adică nu văd nimic așa ce ar trebui să corectez, da. Urmează să am un dialog cu ea și să văd exact cum putem să facem ca să-i oferim o experiență inedită la acest proiect. Ce spui tu? Da, din câte văd și eu, părul are o nuanță tare deosebită, nu știu, a ajuns aici intenționat sau din greșeală. O să încercăm să corectăm această mică sau mare. Stare curioasă. Ceea ce ține de tunsoare, da, deja văd careva idei, mi se conturează, la fel o să discutăm pe parcurs și o să decidem împreună. Și ceea ce ține de nuanță o să... Deci eu sunt înțeleg că natural? Aici e natural? Da, natural, da. Un pic de fericărunte. Mm-hmm. Care o să ne străduim să le camuflăm și să-i dăm un aer proaspăt. Partenerul emisiunii Echivalența are grijă de frumusețea ta. Alege acum aroma preferată din gama Le Secret sau orice alt parfum preferat pentru el și pentru ea. Pe lângă varietatea largă de parfumerie și cosmetice, acum e timpul să ai grijă și de mirosul casei tale, alegând produse 100% reciclabile. Participanta de astăzi este Tatiana și are 36 de ani. Analizând tenul ei, observăm că acesta este uscat, deshidratat, de aceea la cabinet am efectuat o procedură de hidratare cu o mască regenerantă și restructurantă cu extract de măr. Ca de fiecare dată, în ajutor ne vin produsele Echivalența, care au o gamă destul de largă pentru acest tip de ten și am utilizat acidul hialuronic, care foarte bine hidratează pielea. Recomand să aibă mai multă grijă de tenul ei, să utilizeze în rutină acidul hialuronic, niacinamidele, ureea, extractele de mușețel și poate introduce retinol într-o cantitate foarte mică.
Pentru că știm cel mai bine să avem grijă de pielea participantelor Madame, brandul spaniol Echivalența sunt cei care ne ajută în tratarea și hidratarea tenului intens. Tatiana, te salut și bine ai venit la Madame. Vreau să ne spui ce te-a determinat să vii să faci o schimbare la noi. A fost, de fapt, inițiativa fiicei mai mari, care, privind uneori emisiunea, a zis, mami, hai să încercăm. Și ea m-a provocat, de fapt. Super, înseamnă că fiica vrea să te vadă și altfel, ceea ce nu este neapărat rău. Eu am analizat piesele tale vestimentare, fotografiile care mi le-ai expediat și vreau să te felicit pentru faptul că ai o garderobă superbă care coincide exact cu parametrii corpului pe care îi ai, silueta, în primul rând vârsta și fototipul tenului. Adică ceea ce înțelegi tu, poate intuitiv sau poate cu un specialist, dar se potrivește totul foarte bine. De la cămăși până la pantaloni largi, costume sport, sacouri, verde cu roz, adică mie îmi place totul ce am văzut. Vreau tu să-mi povestești cât de des faci shopping și dacă îți place să cheltui bani pe haine. Nu prea dispun de timp, fiind mămica două fete și care necesită la fel să fie cât de cât pregătite, da, cu diferite hăinuțe. Dar în mare parte când fac, încerc să combin cumva mai multe stiluri, adică să fie practică, haina practică, da, da. Asta și văd, o garderobă practică la tine, ceea ce îmi place. Nu cred că am schimbat ceva radical din punct de vedere stilistic, nuanțe, piese de bază, pentru că chiar mi-a plăcut ceea ce am văzut. Vreau doar să mai adăugăm un pic de eleganță, adică să nu-ți fie frică de rochii foarte lungi, pe un pic de toc. Eu înțeleg că nu este tare comod din punct de vedere a te plimba cu copiii, dar seara la o cină romantică, ieșire cu fetele, de ce nu? De asta am încercat să-ți încadrez piesele care se poartă în această perioadă, dar nu știu dacă ești obișnuită să porți un trench lung. Acum este în vogă ăsta scurt și vreau cumva să vedem. Ce nu ai purtat niciodată și pe ce nu ai cheltuit bani niciodată? Pe lucruri prea scumpe, dacă sincer, nu știu. Mm-hmm. Indiferent dacă sunt calitative, dar mulți bani îmi pare rău să dau. Corect. Hainele trebuie schimbate sezon de sezon și nu avem de ce să cheltuim în vânt. Astăzi noi am făcut o garderobă capsulă, câteva piese vestimentare care le poți încadra între ele, așa că dacă ești pregătit, am să te invit la cabină și am să stilizăm ceea ce avem aici pe stand. Ok, să încercăm! Oasis Shopping Mall are grijă de stilul participantelor Madame. Pentru Tatiana am ales să lucrăm cu magazinul Coton. Doar aici, la Oasis Shopping Mall, este singurul outlet Coton cu cele mai mici prețuri din țară. Pe lângă rețeaua de outlet, mai adaugă și cele minus 20% la tot sortimentul din magazin. Nu-i așa că e fantastic? Ne aflăm la Coton, aici în Oasis Shopping Mall, unde, apropo, să știți că este singurul outlet Coton din țară. Adică aici puteți să găsiți piesele vestimentare la un super preț, pe lângă reducerile care sunt. Fiecare articol vestimentar este suplinit încă cu o reducere. Așa că o să trecem la partea practică. Tatiana este eroina noastră de astăzi, are o silueta corpului perfectă pentru a fi îmbrăcată frumos, stratificată așa cum îmi place mie. Silueta corpului îi permite, iar eu am optat pentru articole de bază. Am ales 3 ținute vestimentare create din pantalon, sacou, bluză, rochie, pantofi pe toc și loafer pe talpă joasă, ceea ce îi se potrivește perfect după mine. Vreau tare mult să se vadă în oglindă și să vedem dacă este diferență de la până și după transformare. Prima ținută aleasă de Nicoleta îmi pare foarte, foarte extraordinar. Îmi place și pantalonii și geaca și tot. Și Denisa, tu ce spui? E bine? Nu. Eu cred că e foarte bine. A doua ținută aleasă de Nicoleta, la fel, este destul de frumoasă.
practică, comodă și super de mers la plimbare cu copiii. Îmi place. Ținută pe care mi-a ales-o Nicoleta este foarte elegantă și îmi place că pot să merg cu ea la o întâlnire cu fetele în oraș sau chiar într-o seară la teatru, de ce nu? Bună ziua, Tatiana! Bine ai venit la noi! Bună ziua! Aș vrea să aud mai întâi de toate cum vezi schimbarea ta de astăzi. Una benefică, desigur. Normal, toți facem schimbări înspre bine. Dar aș vrea să știu care e istoria părului tău, ce schimbări, nu știu ce ai avut, ce schimbări pe parcurs, tonsorile, în materie de tonsoare, culoare. Multe schimbări am avut. Ultima este un pic nereușită. Uh-huh. A fost un blond, dar s-a transformat în altceva. Rușcată. Da. Eu am crezut că tu ai folosit culori un pic mai creative, dar totuși e ok, dacă e bine, atunci zic că da. N-aș spune că e bine. Mi-e greu să spun că e bine, dar nu știu care a fost intenția. Intenția a fost una bună, dar rezultatul nu chiar... În condiții de casă, da? Da. Ultima, da. Inițial a fost un blond, am zis, și eu am decis să-l fac, să-l reîmprospătesc, dar nu chiar reușit. De lungime a fost mult mai lung, dar situația m-a dus la aceea că să-l scurtez. Să renunț un pic de lungime, da, probabil da. Ca să-ți fie mai ușor cu aranjatul și cu toate astea. Nu, să fie mai ușor ca să scot culoarea pe care am aplicat-o acum. Înțeles. Da, bine. Metode sunt diferite prin care puteai să renunți la culoare, ai ales să... Așa, persoana la care, meșterul la care am mers, așa a zis că ar fi mai bine. Bine, ok. Ce ține de rutină o să discutăm pe parcursul procedurii. Eu îți doresc succes și să fii... Îți doresc să fii surprinsă, plăcut de schimbarea care urmează. Mulțumesc mult! Cu drag! Tatiana, te salut și spun bine ai venit în emisiunea Madame. Bună ziua, mulțumesc. Bineșor, un pic obosită, dar bine.
Așa e, lucrurile frumoase știi cum să fac cu un pic de efort și cu răbdare, evident. Din câte ai înțeles, eu astăzi o să mă ocup de machiajul tău și tot ce ține de față. Vreau să știu, în primul rând, care este relația ta cu machiajul zi de zi? Nu una tocmai bună, pentru că sunt în concediu de îngrijire a copilului și repede așa, doar cremă, poate puțin remel, un pic luciu și luciu de buze și atât. Știi că asta încă nu e cea mai rea situație, da? Adică zici că nu prea bună, pentru că sunt mămici în congeniu maternitate care, în afară de cremă, de exemplu, nu mai folosesc nimic, așa că înțeleg de fapt că avem tatuaj la sprâncene și deja nu mai e nevoie să-l conturez zi de zi, remel, fond de ten, adică încă e binișor. Așa. Bun, dar ce ține de evenimente speciale? Te machiezi singură sau apelezi la sfaturi și la serviciile unui specialist, da? Da. Și de obicei, care este rugămintea ta? Ceva natural sau îți permiți și să mai ieși? Da, în dependență de eveniment, adică dacă, sau postura pe care o am la evenimentul acela. Dacă ceva mai apropiat de organizator sau de gazdă un pic mai accentuat, dacă așa mai îndepărtat, mai lejer. Uh-huh. Am înțeles, adică independență de... Da. Ok. Acum chiar aș vrea să știu, iată, de exemplu, ce ai vrut să încerci dintotdeauna, dar ți-a fost frig, iată, țin de machiajul. Am vrut un smokey eyes, poate mai întunecat, dar mi-a fost frig. Am vrut codiță, dar nu eram sigur că o să-mi stea și nu... Așa și n-ai mai apucat să le faci. Sau ai încercat de toate? Nu, smokey eyes nu am avut niciodată. Uh-huh. Codiță am avut. Codiță ai avut. Da. Am înțeles. Bun, eu zic că suntem în momentul perfect ca să încercăm ceea ce nu prea am avut curaj să facem niciodată, așa că cu permisiunea ta putem să trecem la lucru. Da, da? Desigur. Și să vedem ce o să iasă din toată această aventură frumoasă. Ești gata, da? Da. Bine. Experiența mea cu Tatiana a fost una foarte plăcută. Am discutat din start detalii despre tunsoarea și nuanța părului care urmează să le facem. I-am recomandat să nu mai experimenteze cu părul ei pentru că o să-și piardă din calitatea părului. Toate schimbările ce ține de păr este recomandabil să le faceți la salon, la un specialist în domeniu. Am creat un look destul de romantic și am reînnoit nuanța, am făcut chiar și o corecție pentru a-i da un aspect plăcut și luminos. Am realizat și un tratament pentru a-i oferi sănătate părului pentru că a avut un pic de suferit din urma experimentelor. Sper să poarte cu drag acest look nou și să
își păstreze aceste emoții pozitive pe parcursul întregului an. Cu Tatiana, protagonista ediției de astăzi, am avut o colaborare foarte ușoară, pot să zic. Nu a avut mari cerințe, să zicem, în materie de make-up. Am mers pe varianta ce e, de ce este frică de regulă să facă sau să opteze atunci când merge la un make-up artist. Răspunsul a fost Smokey Eyes, de ce am vrut să dezbatem cumva această frică și să arăt că nu e chiar așa de strașnic și că un Smokey Eyes chiar poate să te avantajeze și să ți scoată așa personalitatea la iveală, deși ea așa este destul de plăpând, așa am simțit-o eu, mama două fetițe, dar consider că fiecare femeie, măcar ocazional, trebuie să încerce ceva nou, chiar și în materie de make-up, și cu siguranță va simți puterea sau impactul pe care poate să aibă acesta asupra noastră, asupra dispoziției noastre, a stării noastre. De aceea, dragi femei, nu vă fie frică, iar reacția Tatianei urmează să o vedem. Fetelor, vreau să vă mulțumesc pentru că încă o transformare am realizat cu succes. Este tare wow ceea ce ne-a reușit astăzi. E ceva radical, ceea ce în sfârșit ne-am dorit să facem. Vreau să o susținem pe Tatiana și să o invităm aici în fața oglinzii să se vadă, să se admire și să comenteze cum a fost această experiență pentru ea. Tatiana, da, poți să te întorci. Nu știu, e superb, îmi place foarte mult, neașteptat, machiajul, coapura și vestimentația. Îmi place foarte mult. Noi zicem că acum te-am transformat într-o adevărată madame. Da. Eu așa aș vrea să te văd de acum încolo, pentru că mi se pare că se potrivește perfect. Îți mulțumim că ai acceptat provocarea de a fi aici la Madame, chiar dacă ai venit cu fetița cea mică și cumva a fost complicat să filmăm două zile. Noi ne bucurăm tare mult și vrem să ne spui un mesaj la final, cum a fost această experiență pentru tine și dacă mai recomand și altor femei să ajungă aici la noi. A fost o experiență interesantă. Pe alocuri un pic mai greluț, pentru că, cum ați spus, sunt cu copilul, dar a fost ceva unic, nemai trăit de mine și, desigur, orice femeie cred că vrea să se simtă frumoasă și aș încuraja și alte femei, fete, să îndrăznească să participe. Da. Să știi că partenerii noștri de la Echivalența au un voucher pentru tine, pentru că la această transformare frumoasă ai nevoie și de arome noi în viața ta, să mergi, să-ți alegi parfumul potrivit pentru noua ta personalitate și noi îți mulțumim că ne-ai ales, iar cu voi, dragilor, ne vedem săptămâna viitoare cu o altă transformare de stil. Vroiam să mulțumesc întregii echipi, a fost foarte, ați fost foarte călduroși cu mine, răbdători, nu am cuvinte, sunteți cei mai. Mulțumim! Mulțumesc și eu! Sorteze una cu alta. Tă grijă de tenul ei să utilizeze în... Vei la mine în brațe? Nu. Ok. Mă uit la camera asta, da? Hello, Veronica! Bine ai venit! Bine ai venit! Hei, Veronica!
Partenerii emisiunii: Oasis Shopping Mall. Echivalența.